Educația în municipiul Drobeta, Turnul Severin, a fost mereu pusă pe primul loc de către edilul orașului, Marius Creciu. De această dată vorbim despre lucrări de reabilitare a fostului atelier al Colegiului Național Traian. Înțeleg că nu mai foloseați atelierul ca și tehnică. Da, deci atelierul nu se mai folosea de foarte mult timp și era necesar acest atelier ca să punem în funcțiune săli de clasă și laboratoare. Pentru că era necesară investiția, da? Da, da. Era înțeleg chiar că la un moment dat făceați în internat. Da, și în internat mai aveam o sală de clasă acolo în curte la poartă și chiar era necesară fiind... Cum lucrează constructorii, Dorica? Bine? Sunt în regulă? Da, 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 foarte bine. Foarte bine lucrează. În fiecare zi au oameni. În fiecare zi, de dimineața până seara. Asta o să vă rog și să supravegheați și voi ca liceu lucrările. Da. Dacă vedeți că apar sincope, dispar, că am mai avut probleme de genul ăsta la alte școli, să ne anunțați. Nu, pentru că aici este un șef de șantier care este în permanență cu ei. Și se verifică și de către constructor. Zilnic se verifică. Foarte bine. Deci dânsul în fiecare zi vine și în fiecare zi verifică... Dacă au probleme să-i ajuta să-i sprijini. Da, 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 da. Municipiul Drobeta Turnul Severin s-a schimbat radical în ultimii ani și asta datorită implicării primarului orașului, Marius Creciu. Ample lucrări au fost demarate atât în infrastructura rutieră, cât și în construirea de grădinițe și creșe, Severinul fiind o carte de vizită pentru toți locuitorii orașului. Colegiul Național Traian beneficiază de lucrări de reabilitare, atelierul din incinta colegiului va fi complet modernizat. Este o investiție de 2.400.000, vechiul atelier unde, vreau să vă spun și eu, că în anii 83-85 făceam practica aici în acest atelier. Făceam atunci, la vremea respectiv, scări pentru vagoanele de la uzina de vagoane. Vagoanele de marfă, noi aici în atelier le făceam scările, o parte din scări, că presupun că se făceau și în altă parte, deci mă leagă amintiri vechi. Conducerea liceului a solicitat ca această clădire, ce nu mai poate fi folosită ca și atelier tehnic, să-i ajutăm să o transformăm în clădire de laboratoare, săli de clasă și alte săli de care au ei nevoie. Schimbăm tot, lucrăm la șarpanta la acoperiș, instalațiile electrice noi, instalații sanitare noi, o termoizolăm, tot ce trebuie ca ea să fie competitivă, să fie bună pentru desfășurarea orelor și a activităților stricte pe care liceul le are în această clădire. Această lucrare îi trezește amintirea edilului orașului, care în urmă cu mulți ani a făcut practică chiar în cadrul acestui atelier, care astăzi va fi reabilitat în întregime. Reprezentantul constructorului ne asigură că lucrarea este în grafic și va fi terminată în avans față de termenul limită. Clădirea va beneficia de o reabilitare completă pentru prima dată de la darea în folosință. Văd că ați început în forță, felicitări, văd că îmi spune doamna administrator, că în fiecare zi aveți foarte mulți oameni la lucru. Ce lucrări faceți în momentul ăsta? Păi o să reabilităm acest corp în întregime, în integralitate. Avem consolidări interioare, consolidări exterioare. Ați dat, văd, la totul jos, inclusiv ferestrele? Inclusiv tâmplărie, se reabilitează în integralitate tot corpul. Instalații electrice, sanitare, termice, o să fie... Ca și nou. Ca și nou, da. Să fie nou. Când credeți că terminați lucrurile? Păi noi, ca și termen, avem termenul contractual de undeva 11 luni. Am început în 11 iunie. Și... 11 luni aveți? Da, ca și termen. Dar sperăm să... Terminați înainte de să depasă asta. Da. Undeva la sfârșitul anului să putem să recepționăm aceste. Știți că aici vor fi săli de clasă, laboratoare? Da. A fost înainte atelier tehnic. A fost. Da. Păi, deci așa încercăm ca la sfârșitul anului să putem să predăm. Să predați. Da. Eu vă urez succes și apreciez ce lucrați în momentul ăsta. La preluarea mandatului, primarul municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, a decis că nu este posibil ca zone mărginașe ale Severinului să fie uitate, cartiere mărginașe să fie ocolite, iar multe spații publice să rămână nepuse în valoare. Astfel a început și continuă cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii din ultimii 10 de ani.